insula mitică a primilor navigatori pe Pacific, insula iubirii și a șarmului. Tahiti este un cuvânt ce evocă imaginea unui peisaj tropical luxuriant, a apelor de azur din lagunele înconjurate de piscuri vulcanice, a zeițelor blânde și a zeilor războinici. Primii exploratori ai zonei au dat veste că au descoperit raiul pe pământ și nu s-au înșelat. Dintre toate insulele Polineziei franceze, cele mai cunoscute sunt Tahiti și Bora Bora. Tahiti înseamnă 118 insule îmbrăștiate pe 4 milioane de kilometri pătrați, împărțite în 5 arhipelaguri distincte, fiecare cu o personalitate unică, oferind peisaje magnifice și atracții diverse. Teoria general acceptată astăzi susține că Asia de Sud-Est este zona din care au pornit migrațiile spre Polinezia și alte părți ale Oceanului Pacific cu aproape 4.000 de ani în urmă. Folosind canoe din lemn și fibre împletite, echipate cu pânze, acești primi navigatori au ajuns în arhipelagurile centrale între anii 500 înainte de Hristos și 500 era noastră, ajutați fiind de cunoștințele despre vânt, curent și stele. Marile expediții care s-au încheiat în jurul anului 1000 au dat naștere triunghiului polinezian, mărginit la nord de Hawaii, la est de insula Paștelui, la vest de Tahiti și insulele sale, iar la sud-vest de Noua Zeelandă. În secolul al XVI-lea, întâi Magellan și apoi Mendana au ajuns în arhipelagurile Tuamotu și Marchise. Însă englezul Samuel Wallis este cel care a rămas renumit pentru descoperirea Tahiti în 1767. Anul următor, francezul Antoine de Bougainville a botezat insulele Noua Citera. Un an mai târziu, englezul James Cook a sosit în Tahiti și a luat în posesie arhipelagul Societății. Încetul cu încetul, misionarii protestanți și catolici au început să creștineze insulele în jurul anului 1797, când cu ajutorul europenilor, un șef de trib și-a declarat supremația și a întemeiat dinastia Pomare. Dinastia a condus Tahiti până în 1847, când regina a acceptat protectoratul francez pentru insulele Tahiti și Moorea. După moartea reginei, regele Pomare al V-lea a fost convins să cedeze Tahiti Franței. În 1957, toate insulele Tahiti au fost reconstituite în teritoriul francez de peste mări, numit Polinezia franceză. În Tahiti, obiceiul tatuării este un modus vivendi despre care navigatorii europeni au raportat încă din secolul al XVII-lea. Legenda lui Tohu, zeul tatuajelor, foarte populară printre localnici, descrie pictarea peștilor din ocean în diverse culori și modele. În cultura polineziană, tatuajele sunt considerate semne de frumusețe și erau aplicate în cadrul unor ceremonii în adolescență. Tatuajele conferă identitate culturală și au importanță simbolică. Misionarii au interzis însă tatuajele, precum și dansul polinezian, considerat prea erotic, iar până la începutul secolului al XX-lea, ceremoniile de dans au avut loc în secret, fără însă a le știrbi din frumusețe și fără a micșora interesul străinilor pentru obiceiurile locului. Cel care a avut însă cel mai important rol în evocarea mirajului insulelor a fost Gauguin, faimosul pictor locuind aici mai bine de 2 ani, timp în care a imortalizat pe pânză decorul natural fermecător.